Bă, azi facem mare unboxing. Ce credeți că nu o să avem noi și unboxing pe canal? Greșit. Facem unboxing, bă. E de fapt e și unboxing și comparăm și microfoanele între ele. Să vedem diferența între microfonul ăsta nou de la Shure SM7B comparativ cu mizeria asta care e Maono, nu mai știu cum. Cu toate că pentru 50 de euro, de fapt da, 250 de lei, 50 de euro pentru banii aia, bă, microfonul ăsta e mai mult decât suficient. Eu toate melodiile pe care le-am scos, le-am tras cu microfonul ăsta, plus streaming, clipuri, tot ce s-a întâmplat cu microfonul ăsta. Deci, e veteran, o să rămână. O să rămână pe perete, cred, că o să-l folosim pe ăsta. Acum, să vedem cutiile. Avem așa, prima cutie e placa de sunet, care se desface pe aici, jap, move, pow, dai să-l dăm puțin mai aproape. Roșie, placa asta de sunet, ciudat, dar n-are nume. Avem la ea un cablu adaptor, pentru curent, cred, un USB cu Type-C, un adaptor jack, this is it, și ea însăși, care arată așa. Tai că avem și pe partea asta. Nice. A, dar aici se bagă în priză mai mult ca sigur. Power source-ul, bla bla bla. Bun, primul unboxing e gata. Trecem la următorul, care e microfonul. Marele legendar. Bă, toată ziua am stat cu gândul la clipul ăsta. Nici nu l-am desfăcut. Nu l-am desfăcut din cauza că trebuia să fie întuneric afară, să pot să filmez, să vadă ceva ca lumea. Deci aveam această cutie, cum era de așteptat, luată la șuturi de curieri, sau nu știu de cine, dar era logic că trebuie să fie luată la șuturi, că na, e tradiție, datină. O să scoatem noi această treabă de aici. Ea este cutia. N-a dus-o prea bine în depozite, vă zic eu. Ceea ce e trist. Ce avem aici? Avem cărticica. Eu. Pe care sunt convins că toată lumea o citește cap-coadă. Că de ce n-ai face-o? Ceva așa să înțeleagă toată lumea aici. Bă, ăsta îmi place. Și acum, scoatem de aici bureții. Buretele. Ei, sincer nu l-așteptam pe ăsta. Îl voiam pe la lung, dar bănuiesc că e atașat de microfon. Vedem. Bun. Avem și ăsta pentru cablu. Pentru arm stand. Un șurub de Dacia 1310. Pe aici nimic. Și mai rămâne el însuși, mă. El însuși mai rămâne. Aici e chiar el. Ah, țeapă. Credeam că se vede deja. Avem finalul ăsta metalic. Bă, e metalic. Calitate, tată. Și ha-ha. Uite-l cât frumos. Îmi vine să plâng un pic. Și ce, mai avem ceva aici? Nu mai avem nimic. Bun, ca să trecem la teste, trebuie să asamblăm armstand-ul, care a venit împachetat așa, mă. Deci dacă locurile unde s-ar depozita marfa ar fi facultăți, ăsta a fost dat afară în șuturi, pentru că a rămas repetent 5 ani la rând. N-ai, mă, cum să mi-l împachetezi așa. Nameless, n-are nicio treabă. Da, să dăm puțin microfonul, să vi-l arăt și pe ăsta. Dar renunțăm la cutie. Nu trebuia să se întâmple asta. Imediat repar. Deci avem așa. Omnitrix, nu știu ce e asta. Bă, sper să fie metalice, mă. Aia mă interesează. Da, e metalic. S-a confirmat de degetul meu că m-a durut unghia. Și îl scoatem afară chiar pe el, mă. Asta e special pentru Shure. De fapt, nu e special pentru Shure, dar l-am căutat după denumirea microfonului, ca să fiu sigur că e compatibil. Și ne vedem imediat ce le montez pe astea, da? Hai! Update, bă, s-a întâmplat o prostie. Fiți atenți, v-am zis că avem nevoie să conectăm microfonul ăsta XLR. Da? Bun, am luat placa de sunet. O avem, drăguța micuța. Avem microfonul XLR, bla bla bla, tot ce trebuie. Am montat băietul ăsta frumos, care, bă, ce frumos să mișcă. Problema e că microfonul a venit simplu. Eu am crezut că are și cablu incorporat. Cablu de conectat de la microfon în placa de sunet. Dar nu e și nici nu-l avem. Clipul ăsta înseamnă doar unboxing. Nu testăm când avem posibilitatea. A, mi pare rău. Mâine la prima oră o să trebuiască să mă duc să cumpăr cablu. Și o să începem live-urile din septembrie acum cu nou microfon. Și în curând o să vine și camera. Poate facem rost de bani să luăm și camera aia. Nu e ea bună pentru filmat pentru că se încinge. Vorbesc de Sony A5100. Să încinge dacă filmezi cu ea, după 20 de minute se oprește singură, dar dacă ai nevoie de ea pentru streaming, poți să o folosești non-stop, că nu se mai încinge. Ai curent, tragi curent în ea și nu se mai încinge. Se încinge din cauza că, din câte am înțeles eu, bateria e exact lângă slotul de card și se încinge cardul. Ciudat. În fine, trebuie să iau cablu, trebuie să vină fathead-ul, care are nevoie și de fathead frumosul ăsta. Aici, unde ești? Aici. Care are nevoie și de fathead frumosul ăsta. Până atunci, instalăm placa de sunet, instalăm și microfonul, chiar dacă nu e conectat. Și ne vedem pe live cu toate astea, investițiile cele noi. Să facem canalul să fie cât mai frumos. Hai, peace!